venit și Roma și eu cădem, păi, duci la etap. La etapat, eu n-am putut să iau nici un lucru de meu. Eu mă aflu acum în penitenciar numărul 5 pe hot. Eu n-am, eu sincer vă spun, eu n-am nici colțul în picioare, nici nici. Eu am tot acele șaine care am fost etapat de acolo. Eu n-am nici. La mine mama un labă nu poate să vină să-mi aduc din brăcat, din calțat, de asta, de oași și deși mă aflu de tare. De raionul Sângerei. Și acum mă aflu în penitenciarul Cahul, numărul 5. La Cahul e bine, atârnarea mi se pare că e mai bună, nu? Nu. Eu vă spun așa, penitenciar eu sunt umilit în toate condițiile astea, pe paneatele astea, preștupne mer, eu sunt umilit. Acum, din punct eu sunt umilit, noi nu putem să ne ducem ca baia, unde baia e pentru tot, eu nu pot să mă duc în baia, ce e unde tot să băiesc. Noi ne ducem într-o baie foarte, foarte... Da, dar poate... Poate sunteți, cum spune, în celulă singuri, de atât aș vă duce aparte, nu? Nu, în celulă nu singuri, suntem patru persoane și nu singuri, nu sunt probleme așa cu obce masă, să mă duc singur, să mă duc așa, nu e așa ceva. Dar ne duce așa hainele, care le punem, le trădăm la spălat și le punem să usuci, noi nu putem să le punem unde le pune tot, unde este amenajat pentru haine. Noi nu putem să le punem iarăși, deși că suntem umiliți. Vreau să vă întreb de la început, dumneavoastră doriți ca să mediatizăm tot acesta? Da, eu doresc ca tot asta și publicat și solicit o comisie oarecare să vină să iei măsuri. Eu am depus... De acum am depus cere în penitenciarul, în departamentul penitenciarilor. Nu ne-a venit niciun răspuns până în ziua de azi. De mult ați depus? Fiindcă durează. De acum o luni de zile. Da, da. Am scris domnul Dodon, Nic, doamna Maia Sandu, tot așa am depus cere. Am depus undeva 5-6 scrisori. Atunci vă recomand să dați scrisorile recomandate, anume că să fie răspunsul că au primit sau nu. Așa, ca să le dăm recomandate, mie îmi trebuie ca să am mai, și mai mulți sau să am pe contul meu propriu. Dar eu n-am pe cont și mărci așa să vă spun tot de aici eu de la... De poate nici nu ies din penitenciar scrisorile. Spune vreun nume? Nume, ea ești că la stalovă lucrează. Tot desnus că lucrau la stalovă, așa, la ospătăria asta. Acum eu stau și fac călăgii. Cine nu mi-a repartizat hrana? Da, dar dumneavoastră ați spus că faceți grevă foame, da? Bine, dar în ce constă faceți o leacă de gălăgie? Protest sau străgasă? Da, așa, o leacă de protest, că nu mi-a adus hrana. Acum, mă duc la domnul Rejim, la Vova, Ticuci Vova, și îi spun, scăpă, omule, cum așa ceva ta? Da, domnule Lucini? E pe Rejim, e stașul Rejimnic așa. Nu-i de ținut. Cum aș spune, hai că noi să ne omorim, să vrem. După asta vine liderul care
Oho. Nu trebuie să 50 de grame, eu așa spun. Nu trebuie să 50 de grame. Nu trebuie hrana mesne de că trebuie să ne așa la zaconul cum este. Dar cum apar paharele este 100 de grame în tine te încearcă să faci, da? Mă scuzat, eu vă spun așa, ieși, e că eu real, grosă, nu pus, nu vin, cred că mă avem pușcărie. Aici se vinde și telefoane de la 100 de euro în sus și narcăta, iar cușmal de asta, așa cum spun. Aici se vinde tot. Tot se vinde și e așa deschis, eu vă spun așa cum este. Aici mi-ați așa răspundeți așa pentru toate cuvintele acestea care le spuneți, eu da? Eu răspund pentru toate cuvintele acestea și eu știu, deși eu costă de la penitenciar numărul 70 și eu n-am putut de acolo de a mai fac nimic pentru că bine. Toate scrisările de aici de acum că eu am scris și dumneavoastră am scris pe tot locul. Nu s-a dus nici o scrisoare, nicăieri nu a ajuns. În orice caz, eu n-am primit până în ziua de azi nici un răspuns. De la nimeni și văpșe. Eu încă în penitenciar numărul 17 mai scris, ajunge. Aici nu ajunge. Bine, pe cine învinuiți cel mai tare? Pe administrație sau anume chiar nume ceva îmi dați? Era domnul Stigărescu, era șeful a penitenciarului aici. După asta s-a schimbat șeful adjunct care a fost în penitenciarul numărul 3 Leova. Acum e șef aici. Eu nu cunosc cum se numește familia, eu nu cunosc numele dumnealui. Eu cu dumnealui am grăit. Tot așa și procurcă plimbare, care noi ieșim la plimbare. Deci sunt trei dvorice, da? Unde ieșim noi. Două sunt formate, a treilea e blatneilor acolo, e balajenților ăștia. Nu mi se permite iarăși acolo. Este formate și penitenciarul a spus, Roma, noi rezolvăm, le facem. De acum o luăm de trei au trecut, nu s-a făcut nimic. Bine, am vrut să vă întreb, dumneavoastră, pentru ce stați, ce articol aveți? Articolul meu 145 pentru omor. Nu, eu vă spun așa, eram mic, aveam 7. Dar câți ani stați deja?